Comportamentul lătrătorilor social-democrați dâmbovițeni a depășit orice limită. Dornici să-și înfingă dinții în părțile mai moi sau mai tare ale adversarilor, fiecare după cum îl lasă dantura, demnii urmași ai tătucului Iliescu, colțații pesădiști au început, precum maidanezii născuți și crescuți pe străzi, să alege până și după autoturisme. Domnul Florin Popescu, președintele Consiliului Județean, a început să facă propagandă electorală pe bani publici. Pentru că domnia sa, față de noi cei din opoziție, se deplasează în teren. Am văzut și cu colegii dumneavoastră din presa locală afiliată și pe bani publici își face fiecare minut și zi de zi propagandă electorală. L-am văzut la Comișani pentru prima dată când a coborât din jeep-ul de 70.000 de euro. Viza direct de mușcătura țuțuianului social-democrat, președintele Consiliului Județean Florin Popescu a făcut precizările necesare dâmbovițenilor martori la schelăleilile ce se aud din sediul celor trei roze ofilite. Practic, autoturismul de 70.000 de euro are un preț de catalog de cel mult 40.000, iar cel care a dispus achiziționarea sa a fost nimeni altul decât vicepreședintele PSD Dâmbovița Gheorgheană. De asemenea, Popescu a recunoscut că a cumpărat în timpul mandatului său un autoturism, dar pentru un alt fruntaș pesedist este vorba despre Mihai Pușcașiu, vicepreședinte al Consiliului Județean. M-au acuzat și că merg cu un jeep în teritoriu. Păi îl informez pe domnul Țuțuianu că jeep-ul ăla a fost cumpărat de domnul Ana, cât era președinte. Așa că nu e pentru cine să pregătește, ci pentru cine să nimerește. Iar singura mașină care am cumpărat-o pentru Consiliul Județean, mașină străină, este vorba de un Hyundai, am cumpărat-o la insistențele PSD în 2009 pentru vicepreședintele Consiliului Județean Mihai Pușcașiu. Pentru că mi-a spus, domnule, vine și dânsul vicepreședinte, cumpără și dânsul o mașină. Mi-a spus, îi dăm ca domnule Antonescu, una veche. A zis, nu, îi dai mașină nouă.